Salutare și bun revenit la un nou episod de vlog. Marius Mitrache, mă numesc, iar astăzi, așa cum am promis în episoadele trecute, vreau să vă prezint două metode pentru a stimula marele dorsal, două exerciții inedite, speciale. Să vedem ce plusuri și ce minusuri au. Sunt niște unelte pe care le veți avea după acest vlog în tolba voastră, de unde puteți selecta la nevoie exerciții care vi se potrivesc. Și cel mai rău caz, dacă nu vă vor plăcea, măcar veți învăța de ce nu sunt bune. Haideți! Așa cum am spus în episoadele trecute, marele dorsal, mușchiul ăsta mare care vă dă practic lățimea și grosimea spatelui, nu prea are acțiune la peste 120 de grade cu brațul în flexie. Deci, de aici în sus, nu prea mai are o linie din care poate trage fibrele, în loc să fie întinse la maxim la 180 de grade, se înfășoară practic peste umăr. Deci ne trebuie un exercițiu care pleacă de undeva la 120 de grade cu brațul în flexie și face toată extensia asta până în spatele corpului. Și unul dintre aceste exerciții ar putea fi tracțiune cu un braț la cablu. Ne așezăm pe o bancă, după cum puteți vedea, brațul se află într-o zonă de flexie, undeva, să zicem, 120-130 de grade, ești cu spatele drept, pieptul sus, extensie în spatele corpului, revenire. Avantajele acestui exercițiu sunt evidente, pleacă din zona de unde începe să lucreze marele dorsal, ai o amplitudine destul de mare, poți merge cu brațul spatele corpului și îți poți modifica chiar și poziția în timp ce lucrezi. Dezavantajul ar fi că, fiind un exercițiu unilateral, există o mișcare antirotație, ca și la ramatul cu un braț. Adică trebuie stabilizată greutatea. Atât timp cât ai o greutate mare pe o parte, oblicul de pe partea opusă trebuie să stabilizeze mișcarea. Și atât timp cât lucrezi cu greutăți mari, cum e cazul celor mai puternici sau cu experiență, oblicul ăsta trebuie să lucreze foarte mult, ceea ce înseamnă că îl încarci, în timp poate deveni mai mare, vei face o febră de nu-ți va veni să crezi și mișcarea este greu de stabilizat. Ați văzut că încerci să te ții, pui mâna, dar nu e cel mai bun exercițiu din punctul meu de vedere. Iar exercițiul cu numărul 2 este un exercițiu pe care îl știu de câțiva ani de zile de la Athlean X. Este practic o tracțiune, un hibrid de tracțiune ramat ca și ăsta, practic tracțiune înseamnă de sus în jos, ramat din față în spate. Iar exercițiile astea sunt practic un hibrid între tracțiune și ramat. Nu e absolut nicio problemă. Dar ăsta se execută din genunchi. L-am executat de-a lungul timpului, are niște avantaje față de celălalt, vă voi explica în timp ce fac. Din fandat, ai varianta să-l întinzi cât se poate de mult, dar poți să începi și de aici, încât să semene cu cele dinainte. În momentul ăsta ai un stretching foarte mare și pe marele dorsal, dar și teres major. Și la fel ca la celelalte exerciții, pe măsură ce cobori, poți să-ți modifici poziția față de cablu. Vă repet, mușchilor spatelui nu le pasă ce se întâmplă la nivelul cotului. Dacă aș putea să fac mișcările astea cu brațul drept, ar fi la fel de bune ca cele cu brațul flexat. Deci nu vă concentrați pe ce nu contează. Acum, problema acestui exercițiu este că ești destul de puternic la el. Și dacă ești puternic, te trage spre înainte încât te dezechilibrează și va trebui să-ți echilibru, va trebui eventual să pui ceva între tine și aparat încât să te poți împinge, să-ți păstrezi echilibru și doi la mână, același lucru, mișcare antirotație. Iar în momentul în care pui greutăți mari, mișcarea începe să aibă de suferit. Avantajul este că poți face supinație și marele dorsal lucrează mult mai bine în momentul în care ai priza în supinație. Dezavantajul evident este același lucru, stabilizarea și antirotația, faptul că te alunecă spre înainte, dar sunt niște limitări pe care le puteți găsi sau nu le puteți găsi foarte dificil de combătut. Atât timp cât lucrați cu greutăți mai mici, ambele exerciții sunt destul de bune. În momentul în care trebuie să lucrați cu greutăți mari, încep să apară dezavantajele. Deci, încă două exerciții pe care le aveți acum în trusa voastră cu unelte, la care puteți apela când vreți voi, cum vreți voi și să le introduceți în programul vostru de antrenament. Din punctul meu de vedere, amândouă sunt foarte interesante. Eu în continuare prefer tracțiunile și ramatul sprijinit cu pieptul la aparat. Îmi plac mult mai mult. Cel mai probabil voi folosi aceste două exerciții. Unu, ca activare sau doi, la final de antrenament, unde sunt suficient de obosit încât nu mai pot lucra cu greutăți atât de mari, încât să neutralizez efectele negative ale stabilizării acestor exerciții. Cam asta a fost episodul de astăzi. Sper că v-a plăcut, sper că l-ați găsit educativ, instructiv, folositor. Iar dacă da, vă aștept să dați un subscribe, un like, un coment, un share, să activați notificările. Pentru suplimente, echipamente și accesorii de la Gym Beam aveți cod de reducere MARIUS5 și link-uri în descriere. Transport gratuit la comenzi de peste 150 de lei, costă doar 9 lei. Transportul la comenzi de sub 150 de lei, puteți plăti atât rambursă cât și cu cardul, iar livrarea se face în 24 de ore. Vă mai recomand și abonamentul SX, care pentru doar 127 de lei pentru prima lună, vă oferă acces la peste 375 de săli din toată țara. Prețul este redus de la 149 de lei cu 22 de lei dacă folosiți codul meu de reducere MARIUS25.
aveți și link către site în descrierea de mai jos, dar puteți intra și în App Store sau în Play Store, downloadați aplicația SX. Dacă în zona în care vă aflați există săl partenere, luați în calcul acest tip de abonament pentru că poate fi avantajos pentru voi. Dacă nu, atunci mai așteptați. Verificați periodic pentru că se adaugă constant noi colaboratori. Pentru produsele de îngrijire pe care le folosesc și le recomand, downloadați aplicația Magic Salon. Împreună cu saloanele Magic am reușit să organizăm o selecție de produse cosmetice și de îngrijire vegane și netestate pe animale care se găsesc în aplicația lor, în secțiunea produse pentru el și ea, sub categoria Marius Recomandă. Profitați și de serviciul unic în România, Magic Oriunde, ce vă oferă toate serviciile de salon la voi acasă. Găsiți detaliile și tarifele în aplicație. Din restul de vloguri făcute de mine, consider că acestea două le-ați găsit interesante. Baftă!